Controle ample au fost desfășurate de către membrii Direcției Sanitar-Veterinare. Aceștia au efectuat aproximativ 300 de verificări la unitățile de alimentație publică din județul Mehedinți, iar în urma acestor controle au fost aplicate 10 sancțiuni în valoare de aproximativ 24.000 de lei. Peste 300 de unități de alimentație publică au fost verificate de către inspectorii sanitari veterinari. O unitate de panificație din Drobeta Turnu Severin a suferit o suspendare a activității din cauza deficiențelor constatate. Aceștia nu dețineau un spațiu necesar pentru depozitarea alimentelor, etichetare, dar și manipulare necorespunzătoare. De la începutul anului 2021 și până în prezent, inspectorii sanitari veterinari și pentru siguranța alimentelor s au efectuat un număr de 323 de controle la unități de alimentație publică din, de pe raza județului Mehidinț. De asemenea, s-a aplicat și ordonanța de suspendare activității datorită deficiențelor constatate la o, o unitate de panificație de pe raza municipului Drobeta Turnu Severin. Inspectorii sanitari veterinari au efectuat de asemenea controle în târguri alături de reprezentanța IPJ Mehidinț în fermele autorizate la medicii veterinari concesionari, controlând acțiunile sanitar-veterinare conform programului strategic de pe anul 2021. În urma acestor controle, inspectorii sanitar-veterinari au aplicat un număr de 10 amenzi contravenționale în cuantum de 24.000 de lei datorită deficiențelor constatate și anume neîntreținerea spațiilor, etichetare și manipulare necorespunzătoare a produselor de origine animală și non-animală, igienă necorespunzătoare, de asemenea a fost depistat în trafic și în mijloc de transport fără autorizație sanitar-veterinară, administratorul unității a fost amendat cu amendă de 6.000 de lei. De asemenea, s-au aplicat un număr de 37 de avertismente, acordându-se de către inspectorii sanitari veterinari și termen de remediere a acestora. În urma controalelor efectuate, inspectorii sanitari veterinari au sesizat faptul că mai este un singur focar activ de peste porcina africană în satul Meriș, din comuna Broșteni, iar pe fondurile de vânătoare există un număr de nouă focare active.